După mai multe zile în care a stat în închisoare, acum Alex Body urmează să fie eliberat, însă este plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. El va fi nevoit să se prezinte de fiecare dată când este chemat de judecătorul de cameră preliminară și de fiecare dată va trebui să anunțe tot timpul cu privire la schimbarea locuinței și să se prezinte la organul judiciar pe raza localității pe care locuiește de fiecare dată când e chemat. Mai mult decât atât, acestuia îi este interzisă legătura cu persoanele vătămate în acest dosar. În cazul nerespectării acestor interdicții, măsura va fi înlocuită cu arestul la domiciliu sau chiar arestul preventiv. Pe lângă dosarul în care este cercetat cu alte 29 de persoane pentru trafic de persoane și proxenetism, Body ar putea fi judecat și pentru agresiune și violență. Fosta sa soție, Bianca Drăgușanu, nu renunță la plângerea depusă la finele anului trecut pentru violențe repetate la care a fost supusă timp de 2 ani. Bianca nu va renunța sub nicio formă la această plângere, ea nu dă înapoi niciodată, a dat și declarații la secția de poliție și așteaptă ca dosarul să intre pe rol, a spus o persoană din apropierea vedetei. Chiar dacă la dosar există numai puțin de 4 certificate medico-legale scoase de Bianca în urma bătăilor primite de la fostul soț, aceasta stă încă în loc. Vedeta a fost chemată și s-a prezentat o singură dată la secția de poliție din momentul în care a depus acea plângere penală împotriva fostului soț. Imediat după ce au fost făcute publice imaginile în care apare cu fața desfigurată și tumefiată de la loviturile încasate, fosta asistentă TV declara că vrea ca Body să plătească pentru violențele și umilințele la care a supus-o. Eu am luat bătaie, în acele poze se vede clar. Există un dosar pentru care cine m-a lovit va plăti. Există persoane și dovezi. Am făcut publice pozele pentru că el a dat acea poză, doar cu el am vorbit pe FaceTime atunci. Fostul meu soț, în timp ce iubita lui face clătite, fuge în spatele casei ca un șercel să mă sune și să mă certe. Nu se face așa ceva. Bătăile pe care le-am luat au fost timp de 2 ani și în mod repetat. Pentru asta există lege, spunea Bianca Drăgușanu. La rândul său, Alex Body a ripostat, spunând că Bianca nu are cu ce să-și susțină plângerile. Imaginile pe care le-a publicat sunt de acum 2 ani de zile, sunt lucruri pe care eu mi le-am asumat public. Poate să facă și 50.000 de plângeri, dar trebuie să le și susțină. Plângerile trebuie făcute în maximum 20 de zile. Ea mi-a făcut plângere anul trecut că eu i-am rupt picioarele și picioarele ei erau rupte de fostul iubit. Încearcă să mă atace din toate părțile și să mă șantajeze. Problema ei este că o ignor total și nu știe ce să mai facă. Este vorba de o răzbunare, combinată cu o diversiune. A publicat pozele ca să-mi facă mie rău. Eu vreau să uit acest război cu ea. Nu am nicio intenție să-i fac rău, plus că nu mă interesează persoana ei. Da, am lovit-o în Viena, avea dreptate atunci, am recunoscut. A existat un conflict între noi doi în data de 30 septembrie. Trebuie să înțelegeți de ce au degenerat lucrurile din gelozia ei. De ce vrei tu să sar la bătaie? Adică tu sar la mine, eu te opresc și după aia spui că ai semne pe mână? Eu am video cu dânsa în anumite ipostaze pe care nu ar vrea în viața ei să le dau, a declarat Alex Body. Îți mulțumesc că ai privit până la final. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut și nu ești abonat, am să te rog să apeși pe butonul de subscribe pentru a vedea mai multe clipuri de acest fel și să apeși și pe clopoțel pentru a primi notificări despre canal. La revedere!